Eugen și Costel au câte 12 ani. Deja de un an, frații gemeni locuiesc într-o casă de tip familial. Prima oară când ai venit, când ai intrat în casă, parcă ni s-a însemânat locul. În această familie de împrumut alături de alți patru micuți, cei doi frați au găsit ce e de ce nu au avut parte niciodată acasă. Ne ascultăm mai atent, vorbim, ne împăcăm și ca o mamă. S-are mijare de ei. Am văzut multe cazuri la familie, că copiii ședeau flămânzi, murdari. Am zis de zis că se deschid eu acasă, casă de copii, să am copii mulți. Maria Rotaru are grijă ca micuții să nu ducă lipsă de nimic. Ea le asigură copiilor hrana, îmbrăcămintea și, cel mai important, dragostea de mamă. Până să ajungă aici, viața lor era numai lipsuri. Au trăit, practic, un coșmar. Plângeam pentru că suntem sărmași și nu avem cu ce să ne întreținem părinții noștri. Vreau să avem o casă frumoasă, mare. Erau sfade. Nu aveau cu ce să ne întreții. Nu ajungeau bani. Dacă nu ne merg să într așa tip familiară, păi îi distrug copiii. Să fumeze, să servească. Păi poți să chiși pe pușcării, nu? Dar așa e să ai un viitor foarte bun. În această familie de împrumut, copiii au găsit și un exemplu de comportament demn de urmat. Mai mult, în fiecare zi ei sunt antrenați și în diverse activități educative și distractive. Eu ștai de acasă, eu nu se duci pe drumuri, nu se duci pe păduri, pe la stâni, pe la sub garduri, stai. E ochii mei, toată ziua sunt lângă mine. În astfel de condiții, copiii par să fie feriți de riscurile străzii și spun că știu deja ce trăsături de caracter ar vrea să preia de la cei care i-au primit în familie. De la Dante Maria vreau ca să iau toate, sinceritatea, toată hărnicia, iar de la domnul Arcade vreau să iau omenia lui.